Partidele politice au obligația să vină cu propuneri și soluții pentru decidenți cu privire la măsurile pe care statul să le ia în perioada următoare. Este și motivul pentru care Partidul Mișcarea Populară a lansat platforma soluția-ta.ro, platformă de implicare civică prin intermediul căreia sunt centralizate propunerile românilor pentru relansarea economică a țării. Ramona Cupă, președintele PMP, Drobeta Turnu Severin, a precizat că doar prin implicare se pot găsi soluții comune pentru țară. Partidul Mișcarea Populară îi îndeamnă pe români să contribuie la găsirea celor mai bune soluții pentru depășirea momentului de criză datorat pandemiei de COVID-19 și astfel să se alăture eforturilor Partidului de Dezvoltare a Societății Românești. România are nevoie de fiecare dintre noi, de soluții concrete. Această platformă își propune să colecteze și să pună în dezbatere publică soluțiile românilor cu privire la problemele naționale și locale. Platforma noastră online se centrează în principal pe 6 mari domenii: economie, sănătate, educație, mediu, turism și agricultură. Cele mai bune soluții urmează să devină inițiative legislative din partea Partidului Mișcarea Populară sau inițiative de hotărâri în consiliile locale. Îi îndemn pe severineni să intre în această platformă și să-și spună punctul de vedere, opiniile, soluțiile, a precizat liderul PMP Drobeta Turnu Severin, Ramona Cupă. Partidul Mișcarea Populară va prelua cele mai bune recomandări pe care le va transmite românilor și le va transforma în inițiative legislative. Acestea vor ajunge și pe masa guvernului, cu propunerea de a fi adoptate, a mai precizat Ramona Cupă, liderul PMP Drobeta Turnu Severin.